O altfel de acțiune a polițiștilor de la serviciul rutier Slatina. Oamenii legii au organizat astăzi o activitate de prevenire a accidentelor de circulație, în cadrul căreia nu au aplicat amenzi, ci le-au oferit șoferilor materiale informative, ceai și cafea. În acest fel, polițiștii rutieri au încercat să îi responsabilizeze pe conducătorii auto pentru a fi mai atenți și mai prudenți la volan. Avem o campanie educativ-preventivă, da, și de informare a conducătorilor auto pentru prevenirea consumului de băuturi alcoolice sau substanțe psihoactive. Da? Autoturismul să fie, văd că este dotat cu anvelope de iarnă. Unde vă deplasați? Acasă, la Craiova. Sunt șofer de pești și doar ce am venit și mă duc spre casă. Am înțeles. Noi vă oferim drum bun și siguranță în trafic. Viteza, știți foarte bine, trebuie adaptată la condițiile de trafic. Important este să ajungem în siguranță, atât noi cât și ceilalți participați la trafic, la familie, da? Venim de la București, nu? Venim de la București, zicem la Craiova, suntem da, în un ceai cald și o cafea cred că v-ar fi de folos. Da? Da, mulțumesc. O să vă oferim și câteva variante pe care le puteți studia când veți ajunge la destinație. Da. Polițiștii rutieri din cadrul IPJ Olt au desfășurat o acțiune preventiv-informativă. Astfel au fost opriți în trafic conducătorii auto, cărora le-a fost oferit o cafea sau un ceai cald, precum și pliante în cadrul unei campanii de responsabilizare și evitare a consumului de alcool și a substanțelor stupefiante. Având în vedere că ne aflăm și în sezonul rece și se apropie sărbătorile de iarnă, le-am recomandat conducătorilor auto să-și echipeze autovehiculele corespunzător cu anvelope de iarnă. Este obligatoriu ca în cazul unui drum acoperit cu gheață, zăpadă sau polei, autoturismele să fie echipate cu anvelope de iarnă, în caz contrar putând fi sancționați cu o amendă de la 1.305 lei la 2.900 și reținerea certificatului de înmatriculare. Astfel de acțiuni au fost organizate astăzi în toată țara. Șoferii spun că orice campanie de informare este utilă, mai ales că mulți conducători auto sunt neatenți în trafic. Cum vi se pare această acțiune a poliției? E foarte drăguț din partea lor. Mi se pare ok. Campania asta de prevenție chiar e necesară uneori, pentru că sunt foarte mulți inconștienți la volan. Ceva care ne ajută, ceva care ne sprijină. Super ok, tot ce este de informare ne prinde bine. Are ca și scop prevenirea accidentelor, sunt mulți șoferi neatenți în trafic? Mulți, foarte mulți, grăbiți, nervoși, dar trebuie să avem grijă. Poliția rutieră este permanent în stradă pentru prevenirea accidentelor rutiere, ăsta fiind și scopul principal al poliției rutiere. Și pietonii au fost informați să traverseze strada doar prin locuri special amenajate. Multe accidente de circulație se produc și din vina lor, iar polițiștii îi sfătuiesc să circule regulamentar. Peste 400 de polițiști olteni vor fi la datorie în perioada Crăciunului. Se va acționa pe raza întregului județ cu aparatele radar și cu cele pentru depistarea consumului de alcool și droguri.